27 de noi locuri de joacă vor fi amenajate în drobeta Turnu Severin. Primăria municipiului, în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți, au depus eforturi substanțiale pentru realizarea acestei investiții. Locurile de joacă ce urmează a fi amenajate vor fi dotate cu mobilier specific, astfel încât cei mici să se poată bucura în siguranță de tot ce le oferă aceste locații. Pentru că 1 iunie se apropie cu pașii repezi, primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți, dau startul lucrărilor de amenajare a mai multor spații de joacă în orașul nostru. Este modul autorităților locale de a le spune micilor severineni la mulți ani, prin fapte, pentru a-l susține și încuraja pe frumosul drum al copilăriei. În perioada următoare vor fi amenajate un număr de 27 de locuri de joacă situate în mai multe zone ale orașului. Conștientizând importanța activităților interactive și sociale dintre copii, Consiliul Județean Mehedinți a venit în sprijinul realizării acestei investiții, alocând suma de 3 miliarde de lei. Amenajarea celor 27 de spații de joacă în perioada următoare este o continuare a proiectului de asociere dintre Consiliu și Primăria Drobeta Turnu Severin. În baza acestui proiect au fost realizate anul trecut mai multe parcări și locuri de joacă din oraș.